Este al treilea an consecutiv în care Inspectoratul Școlar Județean Constanța acordă titlul de profesorul anului. Nu a fost o competiție, pur și simplu. Poate fi uneori considerat subiectiv, n-am numărat exact, dar ca nume, ca activitate de-a lungul anului, ca structură psihopedagogică. Elevii au numai cuvinte de laudă la adresa profesoarei. Cu părinții colaborează excelent, iar colegii o apreciază. Este senzațional, o adevărată profesionistă, adevăratul sens al cuvântului. V-a fost niciodată teamă să mergi la orele ei? Ați mers cu emoții? Era o lecție pe care poate n-ați învățat-o? Nu a fost niciodată problema. Ea mea ne explică... Nu, n-am avut emoții, pentru că dacă învăț, nu am de ce să mă tem. Și nu pot să nu învăț la orele, pentru orele ei. Deși de-a lungul anilor s-a dedicat trup și suflet meseriei de dascăl, Doina Stanca spune că nu s-a așteptat nicio secundă să fie desemnată profesorul anului. Este extrem de emoționant, mă simt onorată să primesc această funcție. Vă dați seama, din atâția colegi, și eu știu foarte bine că mulți din colegii mei lucrează foarte mult la catedră, au rezultate deosebite, de aceea mă onorează și mă surprinde numirea mea. Mi-aș dori foarte mult ca aceste inițiative măcar o dată pe an să se întâmple. Profesionalismul cadrului didactic se reflectă în rezultatele de la diversele olimpiade și concursuri la care au participat elevii. Felicit în special pe doamna profesor Stanca Doina, un om deosebit, de o modestie rară, o corectitudine ieșită din comun, un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Inițial, 10 cadre didactice au fost pe lista Inspectoratului Școlar Județean Constanța pentru acordarea titlului de profesorul anului. Câștigătoarea a primit o diplomă și un laptop.